Știți ce vă rugăm noi în viitor? Chiar dacă Partidul Democrat vor fi majoritatea la putere, rog ca toate ministerile de afacere, n-are importanță care, să fie puși oameni care au profesii pe ministerul dat. Adică, el dacă e medic să știe, să cunoască ca cum ministerul de medicină, să fie profesional. Nu să alegem din partidul nostru și pe manda și pe tata. Da. Uitați-vă cum s-a întâmplat. Când noi am venit la guvernare, noi când am venit la guvernare, guvernul, în general, avea 16 ministeri. Și foarte mari post și foarte mulți funcționari, foarte multă birocrație. Prim-ministru Pavel Filip cu echipa sa a venit în Parlament și a spus nu, țărișoara asta noastră mică nu are nevoie de 16 ministeri. Și noi, guvernul, l-am scăzut la 9 ministeri. Ceea ce înseamnă mai puțini oameni, mai eficient și cost mai mic de întreținere. Și din acele 9 persoane care au fost puși miniștri, foarte mulți dintre ei nici nu au legătură cu Partidul Democrat. Adică au fost puși oameni profesioniști și nu contează din ce partid sau cât unul ai avut relații cu Partidul Democrat. A contat foarte mult să-și facă treaba bine. Dacă îi să pui un medic ministru sănătății, asta e discutabil. Nu întotdeauna un foarte bun medic poate să conducă bine un minister. Uneori ai nevoie de un administrator, de un manager bun. Dar aveți perfectă dreptate. Cel mai important e să fie un om integru și profesionist. Și să nu fie pus pe relații de familie sau de rudă sau chiar de prietenie. Să fie foarte integru. Și știți încă o chestie. Când noi am venit la guvernare în ianuarie 2016, chiar aveam mare semn de întrebare dacă în general o să avem bani pentru salarii și pensii. Și am început să vedem unde e corupția și unde se fură. Vama, fisc, achiziții publice. Înainte, fiecare minister și fiecare ministru administra întreprinderi de stat. Știți ce înseamnă asta? Că toate întreprinderile astea dădeau bani prin ministerie și la ministru și erau tot felul de acte de corupție și tot felul de influență și interese. Și când a fost făcută reforma guvernului și când a fost curățat tot ce înseamnă și vamă, schemele corupte de la vamă, de la fisc și de la achiziții publice, 15 miliarde de lei în 3 ani de zile au venit suplimentar în bugetul statului. Banii ăștia înseamnă că înainte de asta erau furați? Sau unde erau banii ăștia în general? Și ea ca cu bani suplimentari, cu aceste 15 miliarde, s-a reușit să se investească în proiecte și programe naționale. Că vorbim de drumuri, că vorbim de prima casă, că vorbim de apă bună, tot ce înseamnă conducte, că vorbim despre iluminare sau în general ajutorul autorităților locale ca primarii să poată să dezvolte. Iar că asta este un exemplu când foarte bine dacă știi să pui lucrurile la locul lor și să pui oamenii să muncească, să muncească cinstit, atunci lucrurile se pot face chiar foarte bine și foarte repede.